Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Mircea Vălean și sunteți la Mix Actual. Discutăm și astăzi despre războiul politic ce se înregistrează la nivelul municipiului Brașov, iar pentru acest lucru l-am invitat alături de mine în studio pe domnul Lucian Pătrașcu, președintele organizației municipale PSD Brașov și subprefect al județului Brașov. Bună ziua, bine ați venit la noi. Bună ziua și mulțumesc de invitație și mă bucur să vă revăd. Discutăm și politică și administrație, domnule Pătrașcu, astăzi, dar aș vrea să începem cu acest subiect fierbinte, pentru că nu există zi să nu citim în presă despre acest conflict deschis între consilierii PSD pe de o parte și administrația Coliban pe de cealaltă parte. Ba mai mult decât atât, și colegii dumneavoastră de la PNL sunt implicați în această răfuială politică, să-i spunem. Practic, vedem că cumva toate tunurile sunt îndreptate către administrația condusă de primarul Alen Coliban. Care este mărul discordiei? De la ce v-ați luat, ca să vă întreb așa direct? Din punctul nostru de vedere, vă zic foarte clar că nu este niciun fel de război, nu este niciun fel de conflict, nu este niciun fel de nimic altceva, da? Este pur și simplu, sunt opinii diferite, că așa este normal să se întâmple și în Consiliul Local, prin care consilierii locali PSD, la acest moment, nu au votat 4 sau 5 proiecte de pe ordinea de zi ordinară trecută, la ultima ședință de Consiliu Local. Pentru acele proiecte pentru care ei nu au votat și au motivat votul, da? Din punctul nostru de vedere, trebuie să avem și păreri diferite, nu niciun fel de problemă dacă sunt păreri diferite în Consiliul Local. Până la acest moment, Partidul Social Democrat în Consiliul Local a votat toate proiectele care țin de interesul brașovenilor și care au fost puse pe ordinea de zi. Prin urmare, USR Brașov nu are de ce să se plângă că proiectele care sunt pe ordinea de zi nu au trecut. Din contră, chiar în proporție de 99,99% până la acest moment au trecut proiectele propuse de pe ordinea de zi. Gândiți-vă că pe ordinea de zi, la fiecare ședință ordinară, sunt în jur de între 80 și peste 100 de proiecte la fiecare ședință ordinară din fiecare lună. Prin urmare, nu cred că este o problemă dacă nu am votat anumite proiecte, am cerut clarificări pe proiectele respective, nu consider că este un război, din contră, cei de la USR consideră că ar trebui să fie un război și vor să facă acest lucru, să spună brașovenilor că noi sabotăm dezvoltarea Brașovului, din contră, noi consilierii locali PSD, grupul de consilieri locali PSD a votat întotdeauna proiectele care a ținut interesul brașovenilor și cei care nu am considerat că sunt benefice pentru brașoveni, ne-am abținut de la ele și ne-am motivat de fiecare dată votul dat în Consiliul Local. Da, spuneam că și colegii de la PNL sunt într-un conflict cu acea tabără. Ați făcut un pact cu cei de la PNL? V-ați coalizat în această direcție? Nu, chestia asta. Nu. E o înțelegere? Nu e niciun fel de înțelegere cu cei de la Partidul Național Liberal. Noi la Brașov nu avem niciun fel de alianță cu Partidul Național Liberal. Dacă e să ne uităm în trecut, știm foarte bine că USR și PNL și-au votat cei doi viceprimari prin alianța făcută la începutul mandatului. Nu înțeleg de ce la Consiliul Județean alianța PNL-USR funcționează foarte bine, da? Și la municipiul Brașov, alianța PNL-USR nu funcționează deloc. Nu e. Am mai văzut filmul ăsta și în alte mandate. Nu este treaba noastră, nu este treaba Partidului Social Democrat să stabilească de ce nu funcționează această alianță la municipiu, dar din punctul nostru de vedere, v-am spus, grupul de consilieri local PSD va vota întotdeauna proiectele care țin de interesul brașovenilor. Am citit astăzi o declarație de-a dumneavoastră, cum că cereți conducerii USR națională să îl dea afară din partid pe Alen Coliban. Care ar fi motivul? Sau de ce PSD cere această excludere a lui Alen Coliban din USR? Lucrurile sunt foarte simple. Ceea ce s-a scris în presă în ultimele zile sunt lucruri știute de foarte mult timp, pentru că dacă e să ne amintim în trecut, vedem că acum 2 luni de zile presa a publicat la fel statutul Asociației FC Brașov, Steagul Renaș. Să facem și referire, adică să facem un rezumat al lucrurilor ca să înțeleagă și telespectatorii ce s-a întâmplat. Acum 2 luni de zile am văzut cu toții faptul că în acel statut apare membru fondator ca persoană fizică Alen Coliban, da? El practic a fost inițiatorul proiectului prin care s-au dat banii către FC Brașov, era și reprezentantul UAT-ului ca membru fondator în asociație și era și ca persoană fizică, nu s-a retras până în prezent ca membru fondator. Are o solicitare în acest sens? Are o solicitare în acest sens, făcută, a doua solicitare făcută în luna iunie anul acesta și are termen de judecată, din câte am înțeles, în luna septembrie. Deci, prin urmare,
până în data de până în luna septembrie, domnul Alen Coliban este membru fondator ca persoană fizică în Asociația FC Brașov. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că lucrurile sunt foarte clare. Nu ar trebui să fii un jurist remarcabil sau un avocat remarcabil să înțelegi anumite articole din lege prin care spune foarte clar incompatibilitatea aleșilor locale. Al doilea lucru de care se știa de foarte mult timp e vorba despre Asociația Murală. Când am fost și eu consilier local și eu am cerut în ședința de consiliu local anul trecut, dacă nu greșesc, în luna iunie, să se prezinte contractul, dovada prin care Asociația Murală a intrat în catacombe. La acel moment și până în ziua de astăzi nu s-a putut prezenta un document oficial prin care asociația a folosit spațiile primăriei Brașov și au încasat bani pentru spațiile respective, iar primăria Brașov a plătit utilitățile pentru ca asociația respectivă a Mural să funcționeze în acele spații ale primăriei Brașov, lucrurile care au fost știute. Ceea ce s-a întâmplat acum și s-a prezentat în presă este că o instituție a statului a spus ceea ce am spus și noi de foarte mult timp. Dom'le, este ilegal, nu este în regulă să se întâmple lucrurile astea. Domnul Coliban este incompatibil cu privire la FC Brașov și, prin urmare, a rezultat și faptul că pe anul trecut știu că s-a aprobat suma de 3,5 milioane de lei pentru FC Brașov. Din câte mi-amintesc și mi-amintesc bine, consilierii locali PSD nu au votat acea sumă de bani. Anul acesta s-a votat de către consilierii locali PSD alocarea sumei de 4 milioane de lei pentru FC Brașov. Acum nu știu ce se va întâmpla cu această sumă care, din câte am înțeles, a fost cheltuită, că la ultima ședință intendată doamna consilieră Alexandra Crivineanu a făcut o interpelare către domnul primar și domnul primar a spus că suma respectivă a fost cheltuită pe documente justificative. Nu știu ce se va întâmpla cu suma respectivă de 4 milioane de lei. Vom vedea anul viitor când o să facă Curtea de Conturi raportul aferent anului 2022. Deci sunt lucruri care au fost prezentate în spațiu public cu foarte mult timp în urmă. Ceea ce s-a întâmplat acum este că o instituție a statului a spus, domnule, ceea ce ați spus dumneavoastră în trecut se pare că se și adeverește și ați avut dreptate. Și cum v-ar ajuta sau pe cine ar ajuta excluderea lui Alen Coliban din USR? Păi, în primul rând, ar ajuta pe brașoveni, pentru că de 2 ani de zile Brașovul vedem că stagnează, Brașovul nu se dezvoltă, Brașovul a rămas în urmă față de celelalte orașe din țară și, prin urmare, consider că este necesar și, domne, în momentul în care nu respecti legea, nu poți să mai fii prima, nu mai ai credibilitate. Nu mai ai credibilitate în fața nimănui. Și aici nu vorbim doar de brașoveni. El trebuie să înțeleagă și în fața celor care, cu care ai relații contractuale, în fața oamenilor de afaceri, în fața mediului privat. Vă dați seama cum să mai vii tu în calitate de primar când știi că ești incompatibil. Cu funcția, deci timp de un an de zile, aproape 2 ani de zile ai fost incompatibil, da? De când s-a înființat Asociația FC Brașov până în luna septembrie anul acesta. Cum? Normal că nu mai ai ce să mai cauți pe funcția respectivă. Nu mai e cum să mai reprezinți brașovenii în toate raporturile care se fac la nivel de instituție, din punctul meu de vedere. Și atunci am considerat că este necesar să se facă acest lucru de către cei de la național, pentru că dacă nu se face acest lucru de cei de la nivel național, înseamnă că și la sumă. Înseamnă că ceea ce face domnul primar Coliban la Brașov, înseamnă că își asumă toate lucrurile care se întâmplă la Brașov. A solicitat și în mod expres? Ați făcut o solicitare în scris către... Adresa oficială nu. Am făcut un comunicat de presă prin care am solicitat conducerii USR Național să-l dea afară pe domnul primar. Ați obținut vreo reacție până în acest moment? Până în acest moment nu. Așteptați să existe o reacție? Din punctul meu de vedere ar trebui să existe o reacție clară din partea conducerii USR Național. Mă aștept să existe o reacție foarte clară și din partea USR Brașov. Da? Pentru că lucrurile sunt foarte simple. Aici nu e vorba de persoana mea sau de grupul de consilieri local PSD. Din punctul meu de vedere, brașovenii ar trebui să știe exact cum stau lucrurile. Dom'le, haideți să punem hârtiile pe față și să vedem și noi acest raport. Că așa mi se pare corect. Pentru că pe mine nu mă interesează termenele. Dom'le, că am 30 de zile să dau un judecat. Nu e foarte bine. Dai ce vrei tu și când vrei tu și ataci în instanță. Pe mine mă interesează ce scrie în acest raport. Ce a stabilit Curtea de Conturi. Dacă ceea ce e scris în presă este conform cu adevărul. Asta trebuie să știe brașoveni, nu eu ca persoană, nu Pătrașcu, nu grupul de consilieri local PSD. Brașovenii trebuie să știe exact situația în care te afli la acest moment și banii care s-au cheltuit anul trecut sunt cheltuiți legal sau sunt cheltuiți ilegal sau în alt fel spus.
răfuiala aceasta se duce doar prin intermediul mass media sau au existat și discuții directe, personale, între cele două tabere, PSD-USR? V-ați așezat la o masă să discutați? Pentru că până la urmă, în politică, lucrurile se negociază. Se așează toată lumea la o masă și se caută o formulă de compromis, să-i spunem, prin care se ajunge la un numitor comun, astfel încât lucrurile, pentru că vorbim despre administrația unui municipiu de talia Brașovului, lucrurile se meargă mai departe. Până la acest moment n-am avut niciun fel de discuții cu administrația USR, nici eu, nici grupul de consilieri locali PSD. Din punctul meu de vedere, la acest moment USR-ului la Brașov îi lipsesc trei elemente foarte clare, da? Și USR-ului și domnului primar Coliban, deci vorbim despre misiune, da? Care este misiunea primarului Coliban cu privire la Brașov, care este viziunea lui pe următorii 2 ani de zile cu orașul Brașov, da? De unde am plecat, unde ne aflăm, din toate punctele de vedere, pe toate componentele, și de sănătate, și de educație, și de cultură, da? Și de sport, și de infrastructură rutieră, unde ne aflăm noi, de unde am plecat și unde ne aflăm. Ceea ce observăm este că nu avem nicio misiune cu privire la orașul Brașov. Orașul Brașov la acest moment este principalul oraș turistic din România. Nu poate concura cu niciun alt oraș din țară, Brașovul, pentru că avem capacitatea să aducem turiști și vara, și iarna, și primăvara, da? În Brașov nu avem identitate. Identitatea domnului primar Coliban. Dom'le, nu poți tu ca primar, când sunt cele mai importante sărbători ale orașului, tu să fii plecat la jocuri de curling. Da? Adică ori ești primar, ori ești sportiv. Hotărăște-te, una din două. Dar brașovenii trebuie să știe, dar dacă ai ales să fii primarul lor și să-i reprezinți, dom'le, nu mai ai timp de nimica. Poți să uiți de restul. Dom'le, sunt primarul acestui oraș, mă ocup de dimineață până seara și sâmbătă și duminica de acest oraș. Din păcate, identitatea domnului Coliban, vedem că azi este la curling, mâine e cu bicicleta pe tâmpa, dar absolvenții Academiei Forțelor Aeriene Henry Coandă fac sărbătoare în Piața Sfatului, unde își termină studiile, da? Valori. Dacă vorbim de valori la USR sau la domnul primar Coliban, vedem în trecutul apropiat, da? În decembrie 2020, în care ne promiteau foarte multe lucruri. Dom'le, deschidem primăria brașovenilor. Din contră, în loc să o deschidă, au ferecat, au pus lacăt la ușă, au pus tras obloanele ca să nu vadă ce se întâmplă în primăria Brașov. Foarte multe lucruri s-au promis în campania electorală. Dom'le, vrem ca orașul să nu mai miroase. Brașovul, din păcate, putea astăzi. Nu găsiți niciun plus administrației Coliban? Din punctul meu de vedere... Nu a făcut nimic bine? Concret nu a făcut nimic. Timp de 2 ani de zile, dacă vreau să puteți să-mi dați un exemplu concret ce a făcut administrația USR timp de 2 ani de zile, vă rog frumos să-mi-l dați. Eu, din punctul meu de vedere, nu am găsit. S-a făcut formă orașelor verzi. Foarte bine. Brașovul are nevoie de acest formă orașelor verzi. Dar, paralel cu alcătuirea cu unul din punctele care nu l-au votat Partidul Social Democrat la ultima ședință, a fost acest formă orașelor verzi. Haideți să luăm puțin trecutul. Anul trecut, Consiliul Local a aprobat suma de 600.000 de lei pentru formă orașelor verzi. Este bine să se facă acest forum, dar lucrurile sunt foarte simple. După ce faci acest forum, trebuie să ai niște concluzii. Da? Dom'le, am făcut acest forum, astea sunt proiectele care se vor realiza pentru Brașov, pe zona de mediu. Că despre asta este vorba acest forum, da? Avem cumva copaci mai mulți plantați în Brașov? Avem cumva un aer mai bun în Brașov? Sau suntem la nivelul poluării la fel ca cu 2 ani de zile sau un an de zile? Avem un miros mai plăcut în Brașov? Nu. Avem concret prezentate de către administrația USR proiecte care vor fi realizate în Brașov în următoarea perioadă pe faptul că s-a organizat acest forum orașelor verzi? Nu. Anul ăsta se organizează din nou forum orașelor verzi. S-a aprobat de către consilierii locali PSD mărirea de la 600.000 la 800.000 de lei. Am aprobat acest lucru. Pe ordinea de zi trecută ordinară a ședinței au fost 11 proiecte care priveau forumul orașelor verzi. Din alea 11 n-am votat unul sau două, mi se pare că, proiecte cu privire la forumul orașelor verzi. Unul din ele se referea la faptul că parteneriat între municipiul Brașov și Breasla Cărciumarilor. Și nu am fost de acord cu acest proiect, pentru că nu mi se pare normal ca doar Breasla Cărciumarilor, asociația din care fac parte câteva restaurante din Brașov, da, să participe la formă orașelor verzi. Dom'le, dacă un restaurant de pe Brândușelor sau un restaurant din Tractorul sau un restaurant din Noua
poate vor și ei să participe la acest forum organizat de primărie. De ce nu le dai și lor șansa și posibilitatea să participe? De ce le dai exclusivitate doar la o asociație în care fac parte câteva restaurante din centrul orașului? Nu mi se pare corect lucrul ăsta. Și, într-adevăr, consilier local PSD, motivat votul care a fost dat în ședința de Consiliu Local, a spus foarte clar că nu suntem de acord cu acest proiect și a picat. Consilierii locali PSD au venit la rândul lor cu proiecte propuse către administrația Coliban, proiecte care să fie preluate și implementate? Din 2020 până în prezent am venit cu foarte multe proiecte. Numai eu câte proiecte am supus în ședința de Consiliu Local, au fost prezentate în ședința de Consiliu Local, am depus și hârtie la registratura primărie prin care am solicitat ca aceste proiecte să se realizeze, că la urmă, chiar dacă vin din partea Partidului Social Democrat, sunt pentru brașoveni. Aici aș dori să readuc în aminte brașovenilor câteva din proiectele pe care au fost propuse de noi de Partidul Social Democrat. Primul, un proiect foarte simplu și foarte rapid realizabil. Pe drumul vechi de Poiana Brașov să se monteze mese și scaune și toalete ecologice. Pentru că de foarte mult timp cu familia sau cu prietenii merg pe drumul vechi de Poiana și nu ai posibilitatea, dacă vrei să te odihnești undeva, să te așezi undeva, și atunci am considerat că este nevoie de bănci și de mese dacă vrei să mănânci un sandwich, să poți să ai posibilitatea să poți mânca un sandwich în condiții normale. Investițiile sunt foarte mici, nu afectează deloc bugetul local și timpul de execuție acestei proiect este un timp foarte scurt. Am cerut, de exemplu, vouchere pentru biciclete clasice pentru 1000 de brașoveni și un voucher să coste, să fie de 500 de lei. Asta înseamnă 500 de mii de lei pe an. Consider că este normal să le dai o facilitate brașovenilor, pentru că la urmă toți brașovenii plătesc taxe și impozite la bugetul local și tot bugetul primăriei Brașov, care este un buget destul de consistent, este din aceste taxe și impozite ale brașovenilor. Toți brașovenii plătesc, doar 1000 vor beneficia de vouchere undeva. Bun, am înțeles. Domnule, dai o facilitate. În fiecare an 1000. Cei care au beneficiat anul ăsta de 1000 de vouchere. În baza unor criterii. Da, unor criterii. Anul viitor vor fi alți 1000. Alți 1000, da? Am cerut gratuitate la grădina zoologică pentru copii până în vârsta de 10 ani. La acest moment, gratuitatea se referă la copii între 0 și 2 ani de zile. Dom'le, un copil până la 2 ani de zile nu înțelege mare lucru. Da? Haideți să extindem această gratuitate. Nu afectează extraordinar de mult bugetul local, da? Prin faptul că un copil până la 10 ani nu o să plătească intrarea la grădina zoologică și atunci un copil de 10 ani poate să vină și singur la grădina zoologică să viziteze sau și cu părinții. Da? Am propus proiectul cu privire la SOS Senior, un proiect care consider că este de bun augur, prin care să se înființeze acest serviciu în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care persoanele în vârstă să poată să beneficieze de acest SOS Senior. Ce înseamnă acest SOS Senior? O echipă care, când sun la echipa respectivă, să vină să se deplaseze acasă, să-ți constate dacă ai nevoie să repari ceva în casă, că sunt foarte multe persoane în vârstă care nu știu la cine să apeleze dacă li se strică, nu știu, chiuveta, poate, sau instalația sanitară, sau instalația electrică, sau altfel de instalații din casă. Și atunci, prin acest serviciu creat de către Direcția de Asistență Socială din subordinea Primăriei Brașov, să le dai posibilitatea persoanelor în vârstă, da? Poți să afișezi la fiecare scară de bloc, la fiecare asociație, un afiș prin care Primăria Brașov vă oferă acest serviciu, sunați la numărul acesta de telefon și în funcție de numărul de cereri, echipa să se deplaseze la... Ce s-a întâmplat cu aceste inițiative, domnule Pătrașu? Aceste inițiative au rămas pur și simplu înregistrate la Primăria Brașov. Din punctul meu de vedere, lucrurile ar trebui să se întâmple foarte simplu. Domnul primar, văzând cererea făcută de către un consilier local PSD, indiferent care este numele lui, să trimită mai departe departamentelor de specialitate din Primăria Brașov pentru întocmirea documentelor necesare acestui proiect de hotărâre de Consiliu Local, pentru că trebuie aviz de specialitate din partea departamentului juridic, trebuie aviz de specialitate din partea departamentului economic, trebuie alte avize, da? Trebuie făcut și o situație cu privire la impactul bugetar, cu privire la aceste proiecte, iar aceste proiecte ar trebui normal să ajungă pe ordinea de zi al ședinței următoare sau când o fi ele. Da? Și atunci, la inițiatorul acestor proiecte, normal că trebuie să apară numele consilierului local PSD,
că atâta vreme cât un consilier local PSD a ieșit în conferință de presă și a prezentat proiectul, a depus la registratura primăriei ideea de proiect care poate fi realizabilă, da? Atunci normal că nu poți să-ți asumi tu ideea respectivă, ci normal cine a prezentat-o și cine a adus-o la cunoștința brașovenilor. Dar din păcate domnul primar Coliban din timp de 2 ani de zile n-a avut maturitatea necesară să înțeleagă că aceste proiecte sunt pentru brașoveni, nu sunt pentru PSD sau pentru consilierii locali PSD. Nu sunt efectiv proiecte propuse din partea Partidului Social Democrat pentru brașoveni. Domnule Pătrașcu, eu sunt jurnalist de ceva ani. Știu că nici cu fosta administrație PSD nu a avut o relație foarte bună. Ați criticat și fosta administrație, o criticați și pe actuala. Ce lipsește PSD-ului pentru a câștiga primăria Brașov? Pentru că v-ați propus asta de foarte mult timp. Sper la Brașov în 2024 să schimbe foaia. Din punctul nostru de vedere, la acest moment, noi în Consiliul Local, tot ceea ce ține de proiectele care sunt în interesul brașovenilor, le votăm. Dacă nu votăm anumite proiecte, într-adevăr, ne motivăm votul. Venim în fața brașovenilor cu proiectele care le prezentăm pentru brașoveni. Din păcate, administrația USR nu dorește să le implementeze și am observat asta timp de 2 ani de zile. Vom face lucrul ăsta și în următorii 2 ani de zile. Sper din tot sufletul ca în 2024 la Brașov să se schimbe foaia și să înțeleagă brașovenii că Partidul Social Democrat este o alternativă viabilă la actuala administrație și sper din tot sufletul să reușim să-i convingem pe brașoveni că facem lucruri bune. În momentul de față există vreo variantă prin care să putem asista la o reconciliere, la o bună funcționare a relației dintre Consiliul Local și Primărie, atât, mă rog, în ceea ce privește consilierii PSD. Din punctul meu de vedere, nu văd nicio reconciliere în sensul că, domnule, noi nu suntem certați, să ne înțelegem foarte clar, adică PSD Brașov nu este certat cu USR, să ne înțelegem foarte clar cum stau lucrurile. Noi nu avem niciun fel de problemă cu ei. Putem discuta oricând pe proiecte, dar n-am niciun fel de problemă în privința asta. Nu suntem certați, nu suntem în război, nu suntem altfel. Adică dacă ar veni cu niște proiecte de hotărâre, argumentate, cu documentația aferentă în spate? Cu siguranță putem discuta oricând. Nu sunteți doar pe respingerea acestor proiecte dar de hotărâre. Până acum, vă întreb pentru că ne aducem aminte de administrația Ghișe care a pățit ceva similar. Pentru că nu exista o înțelegere la nivel comunicațional între cele două tabere, Brașovul a stat pe loc. Ceea ce s-a întâmplat timp de 2 ani de zile nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat pe mandatul lui Ghișe, să înțelegem foarte clar. Proiectele USR-ului la Brașov au trecut toate. Că au fost discuții, că au fost întrebări, asta este. E și normal să se întâmple lucrul ăsta, că nu putem merge în ședința de Consiliu Local să ridicăm mâna. Da? Dar până la acest moment nu am sabotat niciun proiect al USR-ului. Dacă am avut întrebări, le-am pus. Dacă am considerat că întrebările la care au fost puse nu am găsit răspunsurile corecte, ne-am abținut de la vot și am motivat foarte clar de ce am votat împotrivă să ne-am obținut de la vot. Că așa s-a întâmplat până acum. Deci nu există această, cum să zic, comparație cu ce a fost în trecut. Nu. Dar în cadrul comisiilor de specialitate, cum stau lucrurile? Pentru că și acolo componența este diversă. Sunt membrii atât USR, ceea PSD, ce PNL. Ceea ce pot să vă spun este că, din păcate, în ședințele de comisii de specialitate, nu avem nici la momentul acesta, și eu cât am fost consilier local și până în prezent, nu se prezintă toate proiectele cu documentele în spate. Ni se prezintă ordinea de zi cu, să zicem, 100 de proiecte. Când ajungem în comisii, comisiile se fac o zi, două înainte maxim, înaintea ședinței de consiliu local, la comisii, dacă avem 50 de puncte în care au în spate documente, 50 de puncte care nu au în spate documente. Și de obicei la comisii în ultima perioadă am observat că nici nu se discută punctele care când ai ce să discuți, la vreme când nu ai documente în spate, ce să discuți, cu ce să votezi în comisii dacă nu ai documentele în spate. Da. Și punctele respective
nu se discută, că nu ai cum să le discuți. Da, mai sunt vreo 2 ani de mandat, s-ar putea ca lucrurile să meargă rău pentru Brașov dacă nu va exista o minimă înțelegere din acest punct de vedere. Din păcate am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Cu siguranță vom urmări ceea ce se întâmplă pe viitor la nivelul acestei răfuieli politice, să-i spunem așa, și vom face și alte emisiuni pentru a dezbate felul în care va decurge problema aici la Brașov. Mulțumesc mult pentru prezență și vă mai aștept și cu alte ocazii. Și eu mulțumesc frumos. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Mircea Vălean, până data viitoare să aveți parte numai de bine. La revedere!